Salutare toată lumea și bine ați venit la un episod din seria noastră de Custom Subs De data asta avem aici o nouă hartă foarte drăguță, cel puțin așa zice cel care a creat harta Și vă aș să lăsați cât mai multe like-uri dacă vreți în continuare episoade Să strângem foarte multe, am văzut că la ultimul episod am strâns multe like-uri și că v-a plăcut Deci am zis să mai postăm unul și hai să începem cu comenzile Pentru că aparent avem Game Mode 1 și nu vrem să spargem ceva pe aici Time Set Day, Spawn Point, Game Mode 0, Tugal Downfall nu avem nevoie pentru că vremea e bună și Keep Inventory True. Bun. Salut, Max. Eu mă numesc Negativ și ți-am pregătit o mapă. Bă, mă întreb dacă îl cheamă Negativ în real sau e o poreclă? Probabil e o poreclă, nu pentru că ar fi ciudat să aibă numele Negativ. Negativ vino la tablă. Ar, nu știu, mi se pare destul de ciudat, n-am mai auzit de numele ăsta aici, probabil e o poreclă. Mapa are 5 levele, have fun. Regul și poveste. Ok, dar ar fi mișto să te chemi Negativ, frate, îți dai seama? <laughs> Fi pozitiv negativ, ok. Reguli, fără game mode decât la nevoie, să lași pe peaceful, distrează-te, regulă pentru a abonați multe like-uri. Bă, să sperăm că așa o să fie, să strângem multe like-uri, ok. Și mai avem încă o carte. Povestea este că tu te-ai dus până la magazin să ți cumperi suc, dar spre drum te-ai întâlnit cu niște oameni într-o dubă care te-au luat cu ei și te-au lăsat într-o casă părăsită. Tu trebuie să ieși din acea casă și să te întorci la magazin pentru a-ți cumpăra sucul. Bă, ești nebun? Ok, hai să vedem ce trebuie să facem. Povestea mă înspăimântă puțin, iar aici avem butonul de start, nu mai avem nimic altceva și începem. Deci tu ești în casa părăsită și trebuie să găsești cheia pentru a deschide ușa care duce la nivelul următor. Ok, deci trebuie să găsesc... Oh my god, asta e casa mântuită, frate, ești nebun. Are și moștri și creeper. Oh my god, sunt într-o casă bântuită. Ok, hai că ne descurcăm. Baucică. Nu pare să fie vreo cheie pe aici. Hai că mergem la subsol. Nimic aici. Băi, ești nebun și eram foarte încrezător că aici e cheia. Deci apare, nu e aici cheia, așa că mai căutăm în continuare. Ok. Bă, nu știu unde ar putea... Oh, uh, avem tablouri. Ar putea fi cheia în tablou. Oh, ok. Cred că aici e cheia dacă... Ok, aici e cheia. Vreau să zic că dacă nu e acolo cheia nebuneam probabil. Și am deschis ușa. Level 2. Parcur. Trebuie să-l treci pentru a ajunge la nivelul 3. Baftă. Ok. Hai să facem și parcurul ăsta. Să sperăm că nu o să fie prea dificil. Pentru că dacă o să fie prea dificil o să fie urât. Și acum mă duc pe aici sau pe aici. Bă, s-ar putea să trebuiască să mergem aici, așa că mergem așa. O oh, nu, urăs parcurul. Deci urăs parcurul ăsta cu scări pe care trebuie să te și să rămâi cățăra pe ele. Ok, hai că nu e atât de greu, dar totuși mă enervează, mai ales dacă nu era blocuri sus, era foarte greu. Și, o, oh, e doar un spam, până mă trebuie să continuăm parcurul, aparent. Hai să vedem. Ok, dăm slash kill, probabil, pentru că nu știu ce altceva ar trebui să fac în cazul ăsta. Hı. Bă, ești nebun, săritura aia e destul de grea, e săritura din aia mai grea puțin, da, să sperăm că ne descurcăm Și să sperăm că o să o facem ca lumia. perfect, bun, bun, bun Oh my god, urăs parcurul pe garduri, dar totuși trebuie să ne adaptăm Ok, perfect și am trecut probabil, cum mă cheamă cu I Știu că mai zic eu lumia și Cafia și chestii de ăsta, dar frate, cum mă cheamă? Poate zic așa, dar nu scriu așa, mă rog. Pozitiv sau negativ? Negativ, my friend, cum să te cheme, ne nebun. În poveste era, te-ai dus la magazin să-ți cumperi cartofi sau să-ți cumperi suc? Cart... No, suc. Glumeam. Ce este mai șmecher, un pinguin sau un raton? Bă, bă, sper că glumești, pinguinii sunt rău de tot. În Minecraft, care este personajul default? Steve slash Alex sau John Cena? E John Cena toată? Nu. Mă rog, ar fi mișto să fie John Cena. Gândiți-vă să fie John Cena și să că You can't see me! Și să se facă invizibil. <laughs> Ar fi ceva. Mă rog. Ok, unde am rămas aici, nu? Bun. Hai să covărăm scările. Bă, casa asta e bântuită. Uite-te și tu cum arată. Mie mi-e frică de ea, sincer. Ok. Nivelul 4. Find the objects. Caută tot ce e în item frame și punele le în chest. După ce ai găsit tot ce era necesar, treci la următorul nivel. Ok, avem nevoie de un Spongebob, de un uh, Dark, cred, Oak Tree, nu? Habar n-am ceva de genul, se numește un TNT și un OS. Hai să începem căutările. Am găsit TNT-ul foarte, foarte ușor, într-un loc foarte, foarte evident. Sunt sigur că au pus și ceva prin uri cred cel puțin, adică dacă s au folosit de chestia asta la prima chestie, sunt sigur că și aici. Ok, un Dark Oak Sapling, bun. <laughs> cred că am zis Dark Oak Wood sau ceva de genul ăsta mai devreme, dar e un Sapling până la urmă. Ok, să avem grijă la tablouri, pentru că tablourile pot să fie foarte... Ok, nu, nu, nu e nimic aparent. Pot să te încurce foarte mult tablourile. Hai să urcăm sus. Dacă o pus... Ok, ia clar, o pus ceva aici. O sub, bun, bun, bun. Și aici? Nu pare a fi ceva acolo. Chiar nu pare a fi ceva. Dacă e atât de nebun cât nu, nu cred că e atât de nebună că să trebuiască să fac aia, sincer. Ok, îmi trebuie un... Oh, ăsta mi-l trebuia, ok. Cred că am mai trecut pe lângă ea. nu sunt sigur, dar nu mi-am dat seama. Punem astea în chest, le-am găsit pe toate și mergem la următor nivel. Păi îmi place harta, n-am ce să zic. Nivel final, doar fugi, nu sări. Ok, hai să doar fugim. Oh my god, asta e destul de scary. Felicitări Max, ai terminat mapa, de o notă. Aici avem un suc, bă, o hartă destul de scurtă, n-am ce să zic. Hai să bem sucul ăsta foarte, foarte frumos. Mmm, i-am găsit sucul meu de afine. Sau, dacă e suc rost, de ce o fi? De grefit? Nu știu. Asta e vânzătorul. Bă, harta e foarte bine făcută, deși a durat doar 6 minute. Mie mi se pare că e o notă, o notă, doamne, o hartă de notă 10. Nu știu ce părere aveți voi, deci o să-i dau nota 10 acestei hărți. Dacă v-a plăcut, apăsați un like să mai facem în continuare episoade și nu știu cum o să ajung eu acum înapoi acasă sau la bunica unde eram, nu știu, pentru că a venit ploaia și asta o să fie destul de greu, dar oricum, mapa e bine gândită, cu o poveste chiar faină, cu design foarte fain, aici avem mai multe chestii, mai putem să cumpărăm și altfel de suc, să albem și hai să luăm și vânzătorului un suc din partea casei. Eu am fost Max Fraților, vă mulțumesc că ați urmărit acest episod prea minunat de Custom Subs și o să mai facem o continuare dacă și voi vreți. Eu am fost Max, pa, Nu știu ce v-am făcut cu mâna pentru că oricum vă ziceam pa, pa, dar mă rog.